Eu că domnul Neamțu face mai multă politică decât administrație. Pentru mine este foarte clar că domnia sa și-a câștigat mandatul anul trecut mințind și dezinformând. Consider că a scăpat lucrurile de sub control și, drept urmare, vedem cum se administrează în acest moment orașul și cum se execută lucrările de infrastructură. Bugetul Mediașului este, așa cum am mai spus, unul imens pentru cât locuitor are orașul nostru, de aproximativ 1000 de miliarde de lei vechi. Îl întreb pe domnul Neamțu ce face pentru medieșeni cu un buget atât de mare.